dată pentru achiziția valorilor. Domnule profesor. Da, vedeți, în mod normal ar trebui să încep prin anumite mulțumiri față de mulțimea de elogii de aici, dar de fapt nu-mi vine să încep cu asta, ci mai degrabă cu exprimarea unui soi de umilință, pentru că toate aceste elogii sunt exagerate și cam neadevărate. Adică așa ar fi trebuit eu să fiu, dar așa, nu prea cred că eram sau sunt în felul acesta, știți? Așa. De pildă. Eram foarte departe de a fi un revoluționar pe vremea aceea, împotriva regimului. Sigur, îl detestam în sinea mea, dar cât despre a face ceva sau de a pune mâna pe un instrument contundent, nu puteam să-mi imaginez acest lucru. Uite, să luăm câteva exemple concrete din aceste cărți. Una din ele, unul dintre eseuri care n-a fost pomenit, de fapt e chiar la început, este despre câteva rosturi ale literaturii. Și ăsta e unul dintre puținele care e complet original. De ce e complet original? Iată. Eu am avut unul din lucrurile foarte pozitive care s-au întâmplat în viața mea, a fost faptul că am fost cumva adaptat ca un participant mezin și junior, atât de către cercul literar de la Sibiu, cât și de către cercul de la Târgoviște. Oamenii aceștia mi erau prieteni foarte apropiați și țineau mult la mine, mă lăudau, se amuzau pe seama mea în diferite feluri și așa mai departe. Bun. Țoncu Simionescu era pe vremea aia șeful secției literare la Scânteia. Așa, sub oblăduirea celebrului Popescu Dumnezeu. Așa. Și nu mai țin minte exact în ce context, mi-a spus și mie, uite, scrie ceva pentru mine, aici, mai rafistola el, mai tăia, mai adăuga, dar totuși, în linii mari, era ceea ce spuneam eu și care erau apărări ale literaturii.